Zimbru Chișinău a învins Sheriff Tiraspol atât în finala Cupei Moldovei, cât și în Supercupa, reușind să lase rivala de moarte fără două trofee în acest an. Jucătorii pregătiți de Zoran Zekić sunt siguri că își vor lua revanșa în meciul de sâmbătă. Мы должны обязательно взять, ну не знаю, если реванш, но у нас есть чемпионат, и мы должны взять эти 3 очка. Тяжело будет, потому что команда хорошо обороняется, Зимбру, и при своих болельщиках играет очень хорошо. Но мы не божий одуванчик, мы команда, которая растем. Ну, они могут говорить что угодно, но мы так просто эту игру не отдадим, во-первых. Во-вторых, мы будем играть сами на победу, у нас другого выхода нету, даже ничья нас не будет устраивать. Зимбру nu a mai învins în ultimele 5 etape. Ultima victorie înregistrată de echipa lui Oleg Kubarev în divizia națională a fost pe 10 august, atunci când s-a impus în fața formației Veris cu 1-0. Este un meci foarte interesant. Este un El Clasico moldovnesc. O să facem tot posibilul să întrerupem, pot să zic, rezultatele noastre negative, să învingem. Totuși cu Sheriff, dacă învingem, cred că spălăm o leacă din greșelile noastre. Нам нужно доказывать, что вот этот провал, который был, это, так скажем, случайность, или можно сказать, что команда пытается всеми силами из этого кризиса выйти. Chiar dacă Zimbru a câștigat Cupa și Supercupa în fața Șerifului, atunci în divizia națională galben-verzii nu au mai învins eterna rivală din 2012. Partida dintre Zimbru și Sheriff va avea loc sâmbătă cu începere de la ora 19. Prețul biletelor pentru această partidă este de 30 de lei și vor fi în vânzare până la începutul reprizei secunde.